a venit în culise, mi-a mânat acest răvaș și mi-a spus următorul lucru. Dacă tot nu știți voi de ce iubiți femeia, citește asta ca să vezi și să vedeți voi bărbații de ce iubim noi bărbații. Pentru că ne pot privi în ochi și să ne topească instantaneu. Pentru că sunt visători de neîntrecut și ne spun povești foarte frumos, scriu poezii, cântece și cărți dedicate nouă. Și s-au ostenit să scrie o carte de ce iubim femeile. Pentru că niciodată nu ne înțeleg, dar se chinuie din toate timpurile să ne înțeleagă. Pentru că ne adoră. Dar caută să lase impresia că puțin le pasă, numai să nu ni se urce la cap. Pentru că pretind că nu sunt romantici și de ziua ta te trezești cu un coș imens cu florile tale preferate. Pentru că ne alintă cu cele mai drăgălașe nume și se lasă alintați. Pentru că noaptea târziu ne țin protectori în brațe până adormim. Pentru că nu le pasă cum arată sau dacă îmbătrânesc, dar le e frică să chelească. Pentru că fie vorbesc prea mult, fie deloc. Și fac mari eforturi să ascundă fără succes că sunt fragili și umani. Pentru că arată bine și habar n-au. Și oricât de dumnezeiește ar arăta, sunt sfioși și timizi. Și că fără invitații speciale, n-ar avea niciodată curajul să ne tăie întâlnire. Pentru acel, știi cât ești frumoasă, necosmetizat, aruncat pe neașteptate într-o seară în care te simți oricum numai sexy, nu. Ori pentru acel rarisim, fâstăcit, nepremeditat, te iubesc. Sau pentru acea simplă declarație de reasigurare, sunt aici, lângă tine. Totul o să fie bine. Pentru că sunt orgolioși, excentrici, pentru că nu știu niciodată să spună îmi pare rău, pentru că bombă ne scute un hâm și ne ascultă chiar și selectiv. Atunci când trâncănim la nesfârșit frute și nebunte. Pentru că miros bine după duș, ba chiar și înainte. Pentru că n-au nici cea mai vagă idee dacă ne-am machiat sau nu și nu prea le pasă de lucrul lenjeriei intime atunci când vor să dea jos. Pentru că atunci când vor sex, se folosesc de toate tertipurile posibile ca să ne bage în pat. Pentru că au răspuns la orice și sunt convinși definitiv și irevocabil că au întotdeauna dreptate. Pentru că insistă să facă și să repare lucruri pentru care nu au pregătire, cu încrederea naivă a unui adolescent care știe de toate. Pentru că petrec zile în șir sub mașină și o ascultă la motor ca să afle că trebuie să ducă la mecanic. Pentru că se dau neajutorați și mărturisesc că nu știu ce s-ar face fără noi. Pentru că atunci când cad la pat cu o simplă răceală, ne spun că ei nu mai pot îndura mult durerea. Pentru că, după toate întâmplările, nu pot trăi fără noi, oricât de tare ar încerca. Pentru că sunt aproape de noi când avem nevoie de ei, pentru că sunt deștepți, tandri, puternici, pentru că îi iubi. Și doar un bărbat ar gândi că acest lucru necesită o explicație. Cu ajutorul lui Mircea Cârtărescu.